statistics in it, God. Shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. Salut la tot și bine m-am găsit la un nou clip. Astăzi o să vă prezint action camera mea. E o Mirai Mi 7001. Filmează 4K maximum așa la videouri. Și se pare o cameră destul de bună. Filmez cu ea aproximativ toate videoclipurile am făcut cu ea. Mulțumesc la niște oameni care mi-au adus-o. Sunt niște oameni foarte minunați. Găsesc Instagram-ul lor în descriere. Și hai să facem review ca să vă prezint și vouă. Să începem. Aici aveți un ecran foarte frumos. Aici aveți camera. Aici aveți butonul de on-off și mai schimbători. Aici este un fel un buton când l-am încărcat și luminează pe albastru. Aici avem bateria. Aici te vechinui să scoți. Aici este butonul de înregistrare și de selectare, adică pentru a sita și selectare. Și butonul ăsta îți arată când e aprins și dacă registrezi filmarea, se prinde, se stinge, se prinde, se stinge. Da, e 4K, e cu Wi-Fi, Mirea scrie, aici aveți de încărcat ăsta, nu știu ce, și aici aveți depus cardul de memorie, adică cardul CD. Hai să începem să... Da, butoanele astea nu se văd chiar bine. Hai să începem să-l deschidem. Apăsați pe butonul ăsta lung, apăsați. Apăsați pe el și țineți-le că acum l-am selectat la 720. Ține aici. Aici e la 720, 120 de FPS-uri. Am încercat să fac un video cu el, vă arăt acum și cum filmează. Acum mă registrează. Vedeți? Se aprinde, se stinge, se aprinde, se stinge. Bun, am oprit înregistrarea. Acum hai să trecem. Dacă apăsați o dată pe butonul de on-off, vi se duce la fotografiat, aici arată, și mai apăs încă o dată și la de-astea cadre, nu știu. Și aici spui timpul, de-am asta la setări. Hai să intrăm la setări, apeși din nou, apeși de 1, 2, 3, 4, de 4 ori și intri la setări. Apăsăm pe rec, adică să selectăm. Și aici avem rezoluție, film. Aici am alegeți voi cum să fie la 720. Aveți mai multe posibilități. Îmi selectez pe mea și adăm pe butonul rec pentru a selecta. Bun, ca să schimbăm, ca să mutăm, trebuie să apăsăm pe butoanele astea care sunt aici și vom selecta altele, adică apăsăm pe cel de jos, se va duce jos. Și aici avem repetare video. Aici vă alegeți un off. Mi-am pus pe off. Aveți aici marcat dată, la mine e pe off. O expunere, la mine e pe, e pe plus 1.0.0. Ca să ieșiți, aveți nevoie de butonul ăsta. Și am ieșit.
selectăm alta. Rezoluție. Rezoluție la camera foto, adică când vrei să fotografiezi, aveți aici 12 megapixel wide, 8 megapixel wide, 5 megapixel wide, aici puteți vedea. E tare. Ieșim și rafală foto, adică 3 poze poți să faci rafala, adică interval timp, asta cât timp să știți modul ăla când vă puneți, de pildă puneți camera și vă duceți drept de acolo în spate să vă fotografiezi, apa asta e așa. Ce vezi, ce este aici, fără interval, interval timp fără interval, adică o dați urmă. Reglementare rețea electrică. Aici vă alegi câți chiar, eu nu am ales pe aici, dar cel mai bine o să mă părgă. Limbă, aveți doar chineză și română, nu știu. Limbă, mai bine să nu intrați. Data și oră, nu, mai bine sunet. La mine o să fie toate pornit. Volum 3, deci aici volum 3. Mai mult nu pot să-l schimb, dar se vede foarte bine. Îl schimb, dar apăsăm pe butonul direct. Eu îl pun la 3 pentru că mă mânăiesc. Sunete rotire 180 de grade. Nu știu ce e asta. Salvare ecran, la salvare ecran atunci când îl ții deschis și îl pui la minus 30 minute și se închide tot mecanismul ăsta. Eu l-am dat pe off, economisire energie, tot pe off, format, nu știu ce e asta format, reinițiere setări, adică să pui cum era la început. Versiune, de-am aici aveți versiunea. Nu știu chiar dacă se vede. Deci e Action Camera H9R Miamcar O4D9RC 161014. Nu știu asta. Și am ieșit. Filmăm acum. Bun, și până o să vi-l dea, hai să-l închidem acum, se închide, până o să vi-l dea, o să vi-l dea cu echipamente, pe de ăsta să-l pui sau pe ceva sau asta, să bagi aici, să te duci pe apă, să faci chestii. Aveți prindere, aveți un milion, doar că acele milion nu sunt cu mine aici. Vezi prindere de volan. Îl strângeți, faci cum puteți. Aici băgăm și aici va avea un cui. Bun, aveți diferit de asta. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like. Strângem multe, multe like-uri și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!